Soroca a fost gazda celei de-a șaptea ediție a festivalului concurs Trandafir de pe cetate. 19 participanți din zona de nord a țării, Soroca, Drochia, Florești, Râșcani, Edineț și Glodeni, au concurat în acest an în cadrul festivalului. Trofeul a rămas la Soroca, deținătoarea acestuia fiind Corina Teleatnic, elevă la Colegiul de Artă Nicolae Botgros. Acorduri de instrumente și voci inedite au răsunat în scena Palatului de Cultură din Soroca. La Festivalul Interpreților de Folclor Trandafir de la Cetate au prezentat două lucrări, una fără acompaniament și o lucrare cu caracter vesel. Participanții au promovat portul popular și au interpretat piese folclorice culese de la vatră. Pentru ei, participarea la acest concurs prezintă atât o pregătire cât și o evaluare a abilităților folclorice. În acest an, deținătoarea trofeului este Corina Teleatnic, care a rămas plăcut surprinsă de puterile sale. Am emoții foarte mari, pentru că eu nu m-am așteptat-o. A fost o concurență foarte bună, adică toți concurenții erau buni și chiar nu m-am așteptat. Folclorul este genul de muzică în care mă inspiră și care îmi liniștește sufletul. Membrii juriului au ținut cont atât de interpretarea pieselor, cât și de portul popular caracteristic vetrei folclorice pe care o reprezintă. Am venit cu tot dragul să mă familiarizez cu cei care vor prezenta cântecele culese din satul de Baștină. Ne bucură faptul că la această ediție concurenții au pus accentul pe valorile neamului nostru, prezentând un program variat, începând de la baladă, doină, cântec liric, cântece de veselie, cântece de pahar. Deci a fost și este și rămâne a fi acesta un festival foarte frumos pentru cei care iubesc folclorul. Chiar dacă este o zi cu ploaia afară, sperăm și ploaia a adus noroc concurenților. Oricum, când cetate, când Palatul de Cultură, finalul, gala spectacolului a avut același farmec ca și la edițiile precedente. Festivalul Interpreților de Folclor este la cea de-a șaptea ediție. În fiecare an se desfășoară în cetatea Soroca, însă anul acesta, din cauza timpului nefavorabil, nu a fost posibilă organizarea în incinta fortăreței.